Sfântul 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 a convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Corbasca cu ordinea de zi care v-a fost făcută cunoscută, pe care ați avizat-o, vederea supune spre aprobare, drept pentru care dau cuvântul domnului primar pentru a intra pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară în această lună. O să văd cu domnul președinte. De ședință, să dea citire ordinii de zi, să o supună după care o să trecem să dezvoltăm. Pentru astăzi avem un număr de 5 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 88/18/8/2023, privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și asistență și sau reprezentare juridică. Deci, proiect de hotărâre numărul 89. Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Proiect de hotărâre numărul 90 din 22.08.2023, privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Proiect de hotărâre numărul 91 din 22.08.2023, privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2023. Și proiect de hotărâre numărul 92 din 22.08.2023, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, județul Bacău, în Comisia de Evaluare a Calității și Asigurarea Calității, CEAC, a Școlii Gimnaziale Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Cine este pentru? Mulțumim frumos! Deci, am atât de destoi încât sunt tot neobligiți. De asta scrieți așa de lucruri cel ședite. Proiectul numărul 88 are ca obiect angajarea domnului avocat într-o speță pe care noi am primit-o ca și instituție, ca pe un recul. Din cauza unei greșeli în redactare, considerăm noi, un domn din Comuna Corbasca câștigă contencios o problemă care nu trebuia câștigată și trebuie să... Noi l-am angajat avocat în ideea în care eram convins că nu poate câștiga. Și atunci instanța a luat act de greșeala de dispoziție și am pierdut pe fond. Este drept de recurs, prin urmare trebuie serviciul de specialitate, respectiv avocat, pentru susținerea cauzei, poate că una Corbasca în instanță, pe această speță. Dacă vreți să știți despre speță, este vorba de domnul Viorel Oțetea, care contestă obligativitatea pe care am impus-o noi de a-și plăti VGO-ul. Și câștigă în instanță pe fond, pentru că în redactarea dispoziției se face referire la două articole din codul administrativ care se aplică funcționarilor publici și nu cadrului general de redactarea documentelor administrative. A speculat această, fiind foarte abil așa ca și pregătire, a speculat această greșeală și a avut un avocat. A avut un avocat. Era cu... A avut apărător. Da, în sfârșit. Dacă nici la recurs nu putem câștiga și eu am îndoiere în direcția asta, pentru că instanța nu prea dă înapoi de la anumite lucruri, vom fi nevoiți să stabilim prin hotărâre de Consiliul Local obligativitatea celor care au folosit serviciul de canalizare și care nouă ne-a produs acele cheltuieli, să îi obligăm prin hotărâre de Consiliul Local să plătească aceste sume. Așa cere instanța. Practic, noi știm dispoziția, pentru că legiuitorul spune clar că un primar poate să dispună. Și dispunerea înseamnă prin dispoziție, da? Hotărârea prin hotărâre de Consiliul Local, dispunerea prin dispoziție. Nu e nevoie să
să cer girul Consiliului Local într-o speță de care aparține ordonatorului principal de credite. Recuperarea de datorii e una din sarcinile noastre în activitatea pe care o folosim, o facem aici la primărie. Așa, proiectul 89 e ordine de zi mai ușoară, așa că nu trebuie să fim foarte încordați, nu? Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Corbasca pentru anul 2023-2024. Răutăți cei care au fost alături, respectiv domnul Lăcătuș și doamna Milica. Dacă sunteți de acord, o să spuneți, dacă nu, o să votați împotrivă. Aici avem o hotărâre care implică un pic de concentrare. Aprobarea regulamentului de acordare ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Practic, noi și abrogăm hotărârea inițială prin această... Da, a fost o hotărâre pe care... Da. Hotărârea de astăzi va abroga hotărârea anterioară care se referea la acest aspect. Și facem asta pentru că inițial, când am aprobat hotărârea inițială, nu am ținut cont de niște lucruri care până la urmă se firește în lumea asta. Adică avem oameni care înregistrează o situație medicală deosebită, apărută ca urmare a unor afecțiuni acute sau cronice, care impun efectuarea de intervenții chirurgicale sau tratamente postoperatorii în specialitate sau achiziționarea de dispozitive medicale ale căror costuri nu pot fi acoperite din veniturile persoanei. M-ar mai referi aici la situația de necesitate cauzată de calamități. Pe dacă îi dau 2000 de lei la un om la care îți dăm casa, din punct de vedere al autorității, cum ce înseamnă fix, adică aproape nimic. Și omul nu are cum să aprecieze că noi îl ajutăm. Și de asta domnul secretar a găsit niște modele de sume. Dacă v-ați uitat pe tabel, cred că ați putut să vedeți. Eu am venit cu o propunere ca în cazul situațiilor de necesitate cauzate de calamități naturale, cu tremuri, inundații, furtuni, alunecări de teren, căderi de arbori, zăpadă și gheață, incidente, accidente, care duc la distrugerea unor bunuri, locuințe, gospodării, să suma să fie de 10.000 de lei. Bine, 10.000 de lei. Și la cei cu situație medicală deosebită, iarăși 10.000 de lei. Pentru că, iar la fel, 5.000 de lei. Nu mai uit aici la decesul persoanelor singure. Aici puteți vedeți și noastră cu propuneri, sigur ele vor fi consemnate în procesul verbal de ședință. Decesul persoanelor singure. Dai 10.000 de lei și acum găsești un sitiu cu 10.000 de lei astea. Adică 1.000 de lei, vorbesc 10.000 de lei, 1.000 de lei aici. În funcție de situațiile pe care noastră le-ați citit și le-ați găsit în tabelul ăsta, vreo 12 la număr aici. Deci vreau să dezvolt problemele. Da, sigur, sunt sigur. Am lucrat la proiectul ăla de hotărâri și pe regulament. Și vreau să fac unele. Da. Să se înțeleagă ce dorim. Condițiile de acordare sunt pe regulament. Da. Modelul de documente este la hotărâre. Vă rog. Având în vedere prima hotărâre pe care Consiliul Local a aprobat-o în urma propunerii proiectului de hotărâre care l-am avut în analiză la începutul anului, respectiv în luna martie, sumele de acordare ajutorului de urgență erau în cuantum până la maxim 2.000 de lei. Consultând legislația și posibilitățile financiare ale comunei noastre raportate la nivelul AT1 și a gradului comunei care le are la proiect. Ținând cont de propunerea ordonatorului principal de credite, în speță domnului primar, care a venit cu ideea să majorăm aceste ajutoare de urgență, el să poată veni în sprijinul persoanelor defavorizate
sau persoanelor singure care nu au venit și sunt în situații de limită. Și având în vedere aceste aspecte, am refăcut regulamentul de acordare și implicit proiectul de hotărâre, care prevedea în mare acordarea ajutorilor pe necesitate, se alocă ca și situații când avem calamități naturale, incendii, accidente, epidemii sau chiar și epizootii. Problema se face în următor. Pentru calamitățile naturale, propunerea de la domnului primar este ok, pe care nu o contest eu și n-am de ce. Ideea ar fi că legea domnului primar ne obligă ca și persoane fizice și juridice să avem o asigurare obligatorie la locuințe care este doar de 20 de euro. Și care este obligatorie, cum este RCA-ul la mașină, este asigurarea obligatorie la locuințe. Dacă nu sunt într-o familie sau o persoană singură, nu își poate permite nici 90 de lei să plătească asigurarea obligatorie, noi când vom acorda ajutoarele astea pe calamitate la incendii, am putea fi întrebați dacă persoana respectivă a prezentat și asigurarea obligatorie. Nu vorbim de cele care se fac sub forma de adevărata valoare a construcțiilor și care sunt mai mari. Dar asta obligatorii, de asta îi și spun obligatorii și are o sumă fixă, n-a mai fost modificată, 20 de euro. Și ar trebui ca toate persoanele din comună să avem asigurarea asta minimă care ne scapă de un de calamități, de cutremur, de inundații. Și atunci, având-o pe aia, eu vin în completare, adică eu, Consiliul Local, vin în completare cu un ajutor de urgență ca să completeze, da, diferența de sumă pe care o acoperă asigurarea obligatorie. Aici am vrut eu să vă fac precizarea. La deces, pentru asigurarea unor persoane cu ajutoarele astea de urgență, sunt două categorii de persoane care au ajutor social conform legii 416 și la care cuantumul prevăzut a fost și a rămas propus de 2000 de lei, iar pentru cei cu care sunt nu au ajutor social, dar care se confruntă cu unele greutăți financiare și nu pot să-și rezolve problema, suma a fost propusă la 1000 de lei. Vreau să spun că asta am luat-o ca și propunere din actele normative care alte OAT-uri le-au aprobat, ținând cont de criteriile astea. Mai este și cazul când o persoană decedează în străinătate și pentru transportul cadavrului pentru aducerea în țară se costă undeva la 5-6.000 de euro. Aici am prevăzut 4.000 de lei care se apropie de 1.000 de euro, mai mult am zis că nu se poate. Dacă bugetul local permite, cifrele astea sunt doar la stadiul de propunere, dar puteți să le majorați de 3 ori. Aici trebuie văzut cine permite bugetul local. În limita stocului disponibil. Nu, da. Mai sunt și alte aspecte pe care noi, ca și persoane, nu le putem prevedea. Adică nu avem de unde să știm ce se poate întâmpla. Și atunci am pus aici o sumă propusă de 2000 de lei, care, eu știu, să vină ceva din cele 11 criterii care sunt puse aici, poate ne-a scăpat ceva și la capitolul ăsta să putem acorda ceva. Avem propuse aici, pe lângă bursele școlare, dacă ați citit, care le alocăm prin hotărâri de Consiliul Local, situații deosebite, copiii proveniți din familie care nu mai pot asigura întreținerea pentru continuarea studiilor. Da? Și aici am prevăzut o sumă de 1000 de lei. Poate este mică. Nu știu dacă asta vorbesc că aceste sume se acordă anual, adică o singură dată pe an. Nu e cum e bursa lunară. Deci să înțelegem cum stau lucrurile. Pe anul școlar sau pe anul calendar? Deci se alocă anual la cerere. Dacă ați avut timp să vedeți regulamentul, ca și anexă la regulament,
Este un model de cerere care se completează de persoana care dorește să primească ajutorul sau reprezentantul familiei, după care în spate avem anexa 2, care este o declarație prin propria răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență, unde trebuie să bifeze și să semneze, iar funcționarul din primărie care întocmește dosarul și va face ancheta socială, își are responsabilitatea că i-a pus, l-a pus în cunoștință de cauză și tot ce am scris noi aici trebuie să corespundă cu realitatea, adică nu este încadrat în muncă, nu primește pensie de urmaș sau de drept, nu are indemnizații de șomaj, nu primește ajutor social, că noi alocăm banii ăștia persoanelor care nu au venituri, nu unul care au conturi în bancă și care îi spune că n-are, dar nu face dovada că nu are. Și atunci am mai avut cazul când ne-am găsit și pe urmă ne ținem să le luăm banii înapoi. Deci dacă prestează activități particulare prin care realizează venituri, chiar dacă nu este autorizat, poate lucra la negru, cum se întâmplă pe la noi și în alte părți, face un venit săptămânal, lunar, zilnic, o anumită sumă, dar se ferește să o declare că nu lucrează, mă rog. Foarte importantă va fi declarația asta și pe funcționarul care o semnează. Că după ea se va face ancheta socială care vine în fața domnului primar ca ordonator de credite, așa că are de acord cu ea și, până la referatul pentru emiterea dispoziției de acordare a ajutorului social, are la bază cererea, declarația, ancheta socială. Așa va trebui să funcționeze de acum încolo pe compartimentul ăsta. În rest, bă, cifrele pot urca, pot face cum doriți, da. Eu le-am pus acolo, ținând cont de alte lucruri. Rugămintea mea e ca după finalizarea și semnarea hotărârii de domnul președinte, să dăm documentele la compartiment, să le aibă, să poată uza de ele, așa încât procedura să fie respectată și să nu mai întâmplăm discuții de... Compartimentul de asistență socială a avut și hotărârea veche. Da, modelele nu sunt a avut și modelul de cerere, că l-am întrebat pe Tăbăcar, băi, dacă ai regulamentul, ai modelul de cerere, de ce ai lăsat omul să scrie la fix trei rânduri? Da. De ce nu folosești formularul aprobat de Consiliul Local? La noi este mai greu cu baza de date, pentru că în loc să introducem într-o bază de date un volum de informații, preferăm să scriem și continuăm să facem lucrul ăsta, pentru că nu înțelegem că e mai simplu să lucrezi cu un calculator decât să te apuci să aduni 100 de oameni la ușă care să scrie cere. Da. Și la Registrul Agricol aceeași problemă și la... Dar astea sunt problemele noastre, sper să se termine într-o zi discuțiile astea, să nu mai ajungem să constatăm că peste 10 ani vorbim despre aceleași lucruri. Sper ca cei care sunt acolo vin de la o întâlnire cu UNICEF-ul la care s-a discutat importanța asistentului social. Păi, în situația în care astăzi suntem noi... La pământ. Suntem sub pământ, la pământ. E respirabil la pământ. Asistentul social trebuie să fie cu studii superioare și trebuie să aibă și parafă, trebuie să fie membru al Consiliului Asistenților Sociali, Consiliul Național sau ceva de genul ăsta, o asociere, și trebuie să fie absolut responsabil de tot ce scrie în asistentul social, care nu are voie să fie nici măcar semnat de primar, până nu e autorizat cel care o face. Ori noi mergem pe bâșbuite și bâșbuitele astea s-ar putea să ne aducă într-o zi cu nasul de pământ, să ne stricăm și imaginea care avem și tot ce... Că încă folosim improvizații care nu dau randament, din punctul meu de vedere. Da. În sfârșit. Aici am avut vacant un post. Da. Tot că postul e vacant, ideea este să desfințeze, nu știu de... Mă rog, știm de ce, dar asta e... Eu sper să nu se desfințeze, să fie doar un exces de zi, de asta, o pornire nefinalizată. Postul de asistent social, pe studii superioare, este în organigrama noastră. Și este obligatoriu, nu e voie să funcționeze. Și el poate fi scos la concurs, dacă ne permite legea,
Așa că va trebui să facem lucrul ăsta. Da, dacă este postulnic, nici nu se pune problema. Deci, nu avem. Salariații care avem în prezent nu au studii de specialitate. Sunt referenți sau ai predispoziție dar de la alte funcții și da. Da, toată lumea se confruntă, cel puțin în mediul rural, cu aceeași problemă. Sunt foarte puține primării care au astea socială. Nici la oraș nu avem. Păi da. Păi da. Acum au. Acum sunt, așa este. E bine, am încercat cu 20 de ani, știu povestea. Când am început noi cu compartimentul ăsta de asistență socială, doamna Bogdan a făcut 6 luni. Da, dar nici măcar experiența, nu te mai repede. 6 luni nu se mai permite. Are grijă, te recomandă, da. Studii superioare. Absolut. Cu specialitate și credeți, vorbim să sunt diferențe. Am putut asculta o luare de cuvânt a unei doamne asistent de la Brașov, asistent social, care m-a avut spăinim, sincer, adică și modul de a gândi, modul de a vedea lucrurile, modul de a aplica absolut și Dumnezeu, nu putem să comparăm la niciodată. Este o specialitate. Care lucrează la direcția generală. Dom'le, v-am spus, este un om cu pregătire. Colmea, diferența e mare. Noi cu Brașovul, și Brașovul, și Bacău, și Onești au care sunt... Suntem într-o asociere pe proiectul ăsta de la municipiu. Da. A Brașovul ca municipiul noi nu putem să ne comparăm, dar ca și în viitor... Asta nu înseamnă că nu poți să ai un om la fel de valoroși. Proiectul numărul 91, să revenim la oile noastre, că tot mă uită unii că au fost ciobani. Da. Miroase plăci aia care nu au fost. Rectificarea bugetului local a fost nevoie iarăși de rectificare. Știți că orice modificare în buget implică o rectificare. Și aici avem raportul doamnei contabile pe care cred că l-ați citit. E vorba de acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 10.000 de lei pentru situații medicale deosebite, care impune efectuarea unei intervenții chirurgicale. Și aici punctual am să vă spun că este vorba de băiatul ăsta de la Tocei, care cred că a fost destul de mediatizat, poate ați auzit și noastră și pe toate, nu știu, sursele de informare. Comunitatea de Băcei s-a mobilizat și a reușit să adune suma de 100.000 de euro pentru a o sprijini. Bani care nu sunt suficienți pentru ce nevoie are el. Și atunci au venit și la noi să solicite sprijin. Era normal să venim noi în întâmpinarea nevoilor lor. Dar până l-am verificat tot ce înseamnă și tot parcursul pe care avea să-l urmez de băiatul ăsta prin Societatea Națională de Cruceruși, n-am îndrăznit să fac niciun pas. Acum când am verificat și totul este certificat și clinica respectivă funcționează și este autorizată, am încredere că și am văzut și lucruri care s-au întâmplat deja acolo, au fost pus unor intervenții, am știut că este normal și datoria noastră să fim alături de el și noi ca și autoritate publică locală și să venim în sprijinul lui și a familiei, pentru că după, știu eu, operații și proceduri medicale care vor fi acolo parcurse... A fost operat, operația a decurs foarte bine. O să urmezi o perioadă de recuperare, care este la fel de grea. Care este la fel de grea, da. De asta așa fi unul din motive și apoi mai trebuie să niște sume adăugate la devizul actualizat a bugetului parcului, care acum se termină săptămâna viitoare, sperăm să face recepția. Și aici e vorba de 81 de euro, care este alocat de recepție. Astea sunt motivele pentru care solicită rectificarea, aprobarea rectificării bugetului local. Și ultimul proiect din ordinea de zi, nu înainte să ne mai citim informarea pe care nu știu dacă a citit-o toată lumea. Proiectul numărul 92, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbasca, Județul Bacău, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității CEA, ce a prescutat, al Școlii Gimnaziale Corbasca, Comuna Corbasca, Județul Bacău. Doamna Brânceanu a fost reprezentant acolo, sper să mai accepte să rămână acolo, nu? Acceptați sau... Acum să vedem dacă vă mai validează colegii, că nu e important să acceptați de asta. Și ultimul punct pe ordinea de zi ar fi
discuția pe care am avut-o noi la finalul ședinței trecute, vis-a-vis de invitația pe care urma să o facem Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Poliția Municipiului Bacău, Secția 5, Poliție Rurală de Căciune. Am făcut acest lucru în data de 18-8, am dus-o personal eu această adresă la Crăcăciuni. Și suna cam așa, prin prezent, dar vă aduce la cunoștință faptul că la 25-8-2023, urile 10, are loc ședința coordinară a Consiliului Local al Comunei Corbasca, care are ca prim punct pe ordinea de zi analiza stării infracționale, tulburarea ordinii și liniștei publice, precum și combaterea consumului de droguri la Comunei Corbasca. În acest sens, avem rugăminte de a vă prezenta o informare privind soluționarea cazurilor de încălcare a legii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Corbasca, precum și măsurile luate privind combaterea săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri și a celorlalte aspecte cu care vă confruntați la nivelul comunei noastre. Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare cu deosebit respect. Faptul că astăzi suntem tratați doar cu un răspuns la adresă, eu o consider ca insuficient. Da? Cel puțin insuficient din punctul meu de vedere. Nu să puteți să apreciați cum doriți. Dar din punctul meu de vedere, este cel puțin insuficient lucru pentru care săptămâna viitoare o să facem o adresă către instituția prefectului în legătură cu această activitate a Poliției Române la nivel de Comuna Corbasca. N-am făcut lucrul ăsta pentru că am vrut să respect pașii care trebuie să făcuți. Am vorbit la telefon cu toți cei implicați. N-a avut niciun efect. Am făcut adresă prin care i-am invitat, cu toate că era obligația dumnealor să vină în fiecare an să prezinte în fața Consiliului Local în fiecare comunitate pe care o deservesc, măcar o dată pe an, nu trimestria, o dată anual, am zis, nu trimestria. Da? Și ne-au trimis o adresă pe care dați-mi voie să vă citesc, pentru că, na, poate n-ați citit-o. Către Primăria Comunei Corbasca, județul Bacău. La adresa noastră, numărul 5689 din 18-8, adresată secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, prin care ne solicitați o informare cu privire la soluționarea cazurilor de încălcare a legii pe raza Comunei Corbasca și măsurilor luate privind combaterea traficului și consumului de droguri, vă comunicăm următoare. Postul de Poliție Corbasca face parte din cadrul secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni. Este prevăzut cu un număr de 4 funcții, respectiv un șef de post și 3 ajutori. Fiind încadrate în prezent 2 funcții de ajutor de post, respectiv agentul principal Bălăiță Petru Cătălin și agent de poliție Diaconiță Adin Ionuț. La nivelul secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au fost organizate acțiuni punctuale pe raza Comunei Corbasca pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a faptelor care aduc atingere climatului de ordine și siguranță publică. Pe parcurs a 24 de ore zilnic, pe raza Comunei Corbasca, au acționat patrule din cadrul secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, dacă l-ați văzut să-mi spuneți și mie. În cazul în care situația a impus, au fost cooptați în aceste activități militari, jandarmi, din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău și Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău pentru descurajarea faptelor antisociale. Ocazie cu care au fost legitimate persoane. Au fost verificate în special autoturismele cu numere de matriculare străine. Au fost persoane, au efectuat controle împreună cu lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău, la magazine și barurile pe raza comunei. Au fost aplicate amenzi contravenționale conform legii 61 din 91, ordonații de urgență 195 din 2002 și ordonații de urgență 34 din 2008. Iar în situația în care s-a impus, au fost întocmite dosare penale care se află în supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria podului, Referitor la traficul de droguri, la traficul și consumul de droguri, vă facem cunoscut faptul că această activitate este desfășurată de lucrătorii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, motiv pentru care vă îndrumăm să vă adresați aceste instituții.
vă asigurăm în continuare de sprijinul nostru în limitele drepturilor și obligațiilor conferite de lege. Cu stimă, domnul șef. Nimic clar. Eu n-am înțeles nimic. Dacă dumneavoastră ați înțeles ceva, poate eu sunt mai greu de cap. Nu știu, acum Dumnezeu să mă ierte. Cât era de greu să vie aici să ne explici și să răspunzi la câteva interpelări care cred că erau siguri și sunt de bun simț, că n-aveam cum să sărim calul. Cât timp îți lua să stai 10 minute din viața ta în fața unui consiliu local format din 15 oameni și cu care suntem pe aici? V-am spus, mi se pare insuficient, este o luare în derizoriu a unor nevoi ale comunităților și cred că lucrul ăsta nu se întâmplă numai la Corbasca, din păcate se întâmplă peste tot, în toate comunitățile din țara asta. Organizările ne-au adus dezorganizare, din păcate, trebuie să recunoaștem că tot ce ne-am organizat a fost dezorganizat, adică nimic n-a dat roade. O să vedem ce putem face mai departe, pentru că nu putem să ne oprim aici. Noi nu suntem mulțumiți cu răspunsul de aici. Le mulțumim domnilor de la poliție pentru activitatea furibundă pe care au desfășurat-o cel puțin în luna august la Corbasca. Am ajuns ca să nu mai avem garanția că nici acasă nu mai suntem protejați și ne trezim cu clanuri la poartă și poliția vine după 3 zile să afle, dar află din presă ce s-a întâmplat la Corbasca. Deci lucrurile astea nu știu dacă pot continua. Eu le-am spus, păi, în momentul în care mă duci pe mine să dau amenzi unui om care nu înțelege că trebuie să respecte o lege, le-am zis că menirea dumneavoastră este alta decât să facă poliție. Să meargă la orfelinat, decât sunt copii nelegănați, sunt copii neîngrijiți și acolo pot face orice doresc dumneavoastră. Poate să-i schimbe pampersul, să facă legănătură, să... Iată, mă sunt în ședință și n-am pus să... Da, hai că sună acum, bine. Da, asta este povestea și ea nu-i deloc frumoasă și nu-i plăcută și nici digerabilă pentru comunitatea noastră. Cam asta este ordinea de zi. Vă rog frumos, domnul președinte, faceți o scriere. Da, am un catalog aici. Cine se scrie la acolo? Mai ai catalog? Da. Deja trebuie să memorezi și după aceea. Haideți, curaj. Domnul Moteanu? Sunt de acord cu toate proiectele, sunt de regulă. It's ok. Deci ești de acord cu Poliția Română? Cu Poliția mai puțin. De acord cu procedura pe care trebuie să o facă domnul primar, că este principale, dacă că trăgea frate din greu, după aceea era supărat cu ei, cred că, da, mers, Se descurcă, fac bine ce-o fac până acum. Da. E regulă. Da. Dacă te oprește tu mașina, păi de ce mă oprește pe mine? De ce nu oprește pe celălalt? E sus. Da, nu, am avut reproșul ăsta, eu personal. Păi vezi. Deci pe tine de ce nu te opri? Pe mine nu mă opri, că mă cunoaște că-s de aici. Da. Exemplu. Acum, 7 din 7, 24 din 24, domnul primar a precizat aici că după 3 zile se află ce incidente au lucrat. Și nu poate să pună pe hârtie 7 din 7, 24 din 24. Că n-are cum. Acum mergem la post, fotografiem postul că e gol și închis și dovedim că nu sunt. Adică e simplu pentru noi să dovedim că într-adevăr nu se face. Eu mă gândesc, mă trimite la niște cursuri și așa intră aia mai mereu cu la mine fără dosare, fără explică. Dar eu de câte ori vin, nu i-am găsit la postul. Se nu să regăsești nimeni, asta e, că nu numai să nu regăsești. Noi avem răbuie, dar spune 24-24, da? Nu lăsă solicitanția cu amiază, mai aproape. Nu lăsă solicitanția cu doar dacă este cazul, ați înțeles. Am făcut razie ce atunci când venim și am o mașină de poliție pe Valea Corbești, ziceai că mă opri și pe mine. Da, și pe mine mă opri. Nu preferă, dar eu nu beau. Așa. Și la rând așa erau, toate șapte parcate și mai dai drumul și răcvă și ați văc. Dar nu a făcut nimic. Au oprit, au parcat, stăteau, uite așa, lângă mașini. Și nu spuneau nimic. Și nu spuneau nimic, atâta oprea unul din ei pe partea asta la altă. Eu oprea, te trăgea. Bă, dar ce-o fi venit așa? M-am speriat când am văzut.
Șapte mașini de poliție n-au avut activitate. Au venit, au stat. Au stat în poze. Și-au plecat. Și-au stat în poze. Și-au făcut poze, dar și-au plecat. N-am vorbit și-o să-mi produc, de la ce-ți cheltuit benzina degeaba? Știi, mă, nu că limba? Am plecat, m-am plecat, așa am plecat, duceți-vă. Da. Ce trebuia să facă? Tracea o plichie acolo, șapte. De unde? Păi, și doar... Fiind un caz, vorba domnul primar, se întâmplă ceva, nu vine. Și doar faptul că, te, că îl vezi acolo, e, uite, te-ai deci speriatoare. Cum are și dispoziția de la bazul, dar parcă vine... Ce? Trimite șefii de la bazul, ce zic vreau și fac? Dar au făcut razi, au făcut? Păi nu. Au venit, au stat? Cred că o stat vreo jumătate de oră. Veni vizit de cine? Era un bus, zis că vine Vira. Dar unde au stat șapte mașini? Pe Valea Corbești, aici, de la ajuncul la poartă, de la post și până aproape de doamna Munteanu. Erau parcate la rând. Și apreciați că a impresionat cineva? Nu impresionat, păi eu le-am spus la ce-o fi venit, că când se întâmplă ceva, nu vin. Era bicotul. Eu am fost luat la rost de un domn comandant de pe la Răcăciuri, că am chemat, era un scandal la familia Ștefănaici, se bomorau între ei acolo. Și am chemat un echipaj ca să intervină, pentru că nu știu dacă e calitatea mea să mă duc să despar nebuni. Treaba dumnealor ca poliție să termină în punctul ăsta, de aici încolo mai intrăm și noi și mai facem și noi ce putem. Nu suntem forța publică, noi suntem forța administrativă la nivel local, aici, la Corbasca. Dumnealor ca și forță publică au obligația să intervină în situație, să pregătiți pentru treaba asta. Și mă, ia domnul... Rost, că domnule, dar știți ceva, noi am fost acolo și n-am găsit nimic. Păi eu fugim, mă, când au văzut că ați venit cu girofarul voi așa, au fugit toți, s-au împrăștiat. Și eu ce vină am acum, dacă eu din Colea am înregistrat apelul de la dumnealor, că s-o omoară, mureau între ei. Păi și până la urmă noi ce, consumăm motorina ca să... Nu avem... Bun, n-aveți, atunci lăsați-vă, mă, dracu de treabă, nu mai veniți. Eu nu mai dau telefon, nu vă rog, chiar nu mai am nevoie de voi de acum. Acolo o să încerc să fac ce pot aici ca să aplanez sau să sting ce mai apare. Și rest, nu mai am nevoie de voi. Nu am mai sunat de atunci, vă jur că n-am mai sunat niciodată. La niciunul dintre dumneavoastră care sunt acolo în conducerea... Dar, în sfârșit, o să pune pe hârtie lucrurile astea și o să le relatăm domnului prefect. Să poată discuta cu domnul Chestor sau cei la vacă acolo, nu știu. Domnul Procăș. În legătură cu informarea, m-a dezgustat, m-a descurajat de tot de activitatea poliției. Am tras concluzia cu toate că școlarizați cei din poliție față de cei care erau înainte și spuneau că sunt cu 4 clase. Dar erau mai bine pregătiți și știau ce să zic. Și să spun în vreo informare. În general, o informare... În cadrul pregătitilor, știi ce înseamnă informare? Mai nivelul poliției au fost înregistrate atâtea dosare, atâtea rezolvat, atâtea ori am avut de rezolvat, dar toate am avut așa... Dat amenzi, am dat... Da, dacă da. Păi stai, dar să știm și noi cu cine au avut de-a face, cu cine sunt infractorii ăia ca acum. Ca să știu să ne păzim și noi de ei. Dar eu spun în general și gata. O terminat informare și o răspund la adresa primării. Amenziile au fost de legea. Eu am fost invitat să prezint informare. Nu a fost că... Nu trebuie să răspund la adresa. Exact. Nu? Eu am fost invitat la masă la ora 10 să vină și... Putea să fie interpelat de fiecare dintre noi, să întrebăm, domnule, am un caz la Vâcele, am 7 cazuri la Rogoada, la Băciuie, la Corbasca. Cum sunt rezolvate? Da, noi, dacă suntem în fața acolo, toată ziua văd oameni la poliție, dar nu găsești poliție. Nu mă nimeni acolo niciodată. Noi mai cer în relație la mai cer și să-mi vină la poliție. În legătură cu celelalte patru hotărâri, deci cei care sunt prinși în comisia de evaluare și în Consiliul de Administrație, sunt de acord cu cele două persoane. Iar hotărârea cu privire la alocarea sumelor pentru băiatul ăsta care e... Nu numai pentru el. Așa, și pentru alte persoane. Deci toate aceste sume trebuie făcute și în limita bugetului local. Corect.
Că nu putem, noi putem să aprobăm 7 milioane de persoane. Putem să aprobăm Consiliul Local, dar puterea economică și puterea bugetului local nu poate fi susținută. Deci trebuie să ținem cont și de... Deci venim cu o anumită sumă prin care ea, dacă bugetul este realizat, nu 30%, să fie realizat în partea 70%, se mai poate, se poate aloca și mai mult. Sume mai mari. Da, da, da. Deci sunt de acord cu proiectele prezentate și... Domnul Abad. Două lucruri ce am văzut. Sunt de acord cu toate proiectele care sunt astăzi pe listă. La diverse am ceva, au fost băieți cu glume. Selectiv. Nu l-au viitoare, dar sace de hârtie nu i-au luat. Cum? Sace de hârtie nu i-au luat. Au fost sâmbătă cu gunoiul. Așa? Selectiv. Viitoare, când am strâns frumos că am fost în saci, ei, sace de hârtie nu l-au luat, că era grele, aveam 40 de kg de sacul și nu au putut să ridice. Dar la Marzil am înțeles că o dat saci de... Da, unul dat. Unul. Unul. Dar nu la hârtie, așa pe cadea. De ce n-am pus în saci eu? Păi dar de unde dacă am pus bidoane într-un sac? A. Și ei, oamenii de putere, atât au putut. Dacă fac cadea hârtie, puteți mă chemi, că o luam eu și o mai pun o dată. Dacă nu, sunt nevoie să dau foc. Cunoaște, aia nu dăm foc, că poluăm. Poluiază și da... Nu, da, păcat. Până la urmă, ce zile să ia selectivul ăsta? Da. Este a treia program. Săptămână, dacă nu mă înșel, din lună. Deci s-a mașină. Dat un pliant, da, în care a specificat pe 19 de ce nu puneți, august, 16, dacă nu mă înșel, sau 20 septembrie și tot așa. Deci mai spre... Da, de ce nu faceți pe tomberoanele acolo niște... ceva scris, să știe lumea când să ia. Păi, dar ia din fața, de fața porții, fața fiecărui loc. O să urmezi colectare din poartă în poartă, Nelu. O să meargă exact și la menajer, o să ceapă și la selectiv, da? Noi o să trebuia să ne obișnuim să scoatem la poartă data la care o să vină sacii cu recipientele astea. Da, sper să ceapă, să vină. Așa, au venit să mă dau la selectiv. Tocmai ăla de pe ideal să aducă ei cartofi. Corect, corect. Tocmai ăla. Dar erau așa la o vin prima oară cu noi la bar. Și erau 5-6 cuvere la Bărcioi. Pentru selectiv, toate erau pline cu molos. Cu menajer și cu oaș. Da, da, da. N-am văzut ce se mai. Păi văzut noi. De asta n-a putut să ia de sus de la stoica de acolo, pentru că este gunoi menajer băgat acolo. Noi, vă spun eu, eu cel puțin am băgat tot bidoane din ăștia, sticle. De până când am selectat, a luat tot. Când n-am selectat, că nu s-a putut... Pare deșeu alterat și nu în cază. Sigur că da. Selectiv. Da. Ce facem acum? Luăm și dăm alte pubele, dăm ca să le umple cu gunoi. Nu se poate. La noi acolo merg, vine până când am început să vină de la Bărcioi. Vine cu mașina și nu mai ține cont. Da, acum le aruncă din mașină. Dă un foc de treabă pe ei. Așa e. Noi nu mai vin, sunt fundat, nu mai ne-am ferit și am adunat din teritoriu tot ce însemna recipient stradal. Din cauza că eram încărcați cu cantități necontrolabile din punctul meu de vedere. Pentru că nu poți să stai să păzești toată ziua tomberoanele. Da. Omul inconștient, care din păcate e populat foarte des pe aici, prin Corbasca, vine și face. La cimitir, la Corbasca, am găsit și l-am și prins repede, că știam cine face treaba asta, o venit după cu metrii sau ce-o avut el, și-o umplut acolo cu... I-am dat telefon, zic, vii imediat, și da, că am trimis băiatul și eu greșit. Dar la cimitir mă duci gunoiul, bă, ne trebuie, alea le-am pus pentru cimitir. Acolo dus toate resturile cu... oase, cu dragi și spăzuri de gât. De asta am renunțat la alea. Am venit cu ideea că astea ne-au ajutat și ne ajută recipientele astea de colectare publice, pe public, pe selectiv. Am început să producă cantități, lucru care ne ajută la targetul care îl avem pe selectiv. Dar ce să vezi că nu ține nicio minune sau nicio faptă bună nu rămâne nepedepsit. Imediat au început să le folosească ca pe menajer și bagă tot felul de blăzi de oaie, de mațe, de câine, de... La Vâlcea băga și pisica moartă, da.
Da. Ce să vă spun, la plăcere au făcut cu medie și dimineață la prezint, am pus eu aia pe Facebook, n-am dat nici numele satului, nici... De la Tomberon până la colțul străzii era un camion de gunoi. Noaptea a dus direct acolo, în centru satului, lângă școală. Băi, ce câtă minte îți trebuie, băi, frate? Ce fel de om ești, om? Că n-ai cum să fii un mitos. Dacă vezi că este un sat de acolo, aduc și altul, și tu, și eu, așa. Ce înseamnă? Da, nu, dar de la o singură petrecere a fost alea. Tot sat erau la fel, toată mâncarea. Dacă căutam bine, găseam și, cred că, indicii care să ne ajute să aflăm de la... Ghinionul nostru a fost că erau mai multe logodne și pulvetrișe în același timp și n-aș știut care au fost. Acum să te duci să faci anchetă prin nu are sens, să zic eu. Dar, în sfârșit, nu e greu. E greu pentru că noi venim la primărie cu dorința de a face. Putința înseamnă efort colectiv. Dar putința asta ține și de educația maselor. Pentru că dacă ai pentru cine faci, faci. Dacă ai cu cine faci, iar faci. Dar dacă n-ai nici pentru cine și nici cu cine, ce faci? Știți că aici e problema. Băi, fraților, noi am venit să facem. Dar voi vreți să vă fac lucrul ăsta? Păi dacă eu spun un par la dispoziție și tu îl mănânci în două săptămâni de nu mai rămâne nimic, cu ce pot să te mai ajut eu? Că până la urmă ăla e și pe fondul, știți? Și trebuie să am grijă eu ca primar să-l păzesc, că peste 3 ani de zile vine finanțatorul și spune, domnule, dar aici m-a dat, trebuia să ai un căluț pentru copii. Păi da, dar s-a urcat un măgar de 80 de kg și l-a rupt pe căluț. Și eu trebuie să-l cumpăr din nou, din banii mei, că n-am de unde să-l mai repar pe ăla. El are o durată de viață, care trebuie să trăiască acolo 3 ani, în parc. Găsești porci de găștea grași pe un... Atât o bicicletă de aia mică de copil, stă-i el cu arcul ăla, măi, dar dacă ți-l bagi în gât să nu mai scoți niciodată, nu-i mai bine? Am zis că într-o noapte mă duc acolo într-o baracă. Păi au făcut oamenii ăștia, au început să repare, să poată să facă recepții. Sâmbătă noapte s-au dus și au rupt 3 capace de la tomberoane, care sunt sudate ca să nu plouă în gunoi acolo și azi, deasupra coșurilor niște. Le-au rupt, mă, nu mai sunt. Deci, de vineri până luni. Și azi mă duc acolo, stau într-o noapte, cu un băț de-a lună, așa, bun croit, cum trebuie, și dimineață veți vedea ce găsesc acolo în parc. De nu fac un porcat de nebun, să-mi spuneți mie că e sănătos la cap. Nu știu, dar nu mai pot, n-am altă soluție. Fac o baltă și îi nec în baltă aia pe toți acum. Ce fac, găsesc o soluție. Ieri pe seara a intrat unul cu mașina mică. Hai, poftim. Cu număr de Vrancea. E o mașină neagră cu număr de Vrancea. Nu i-am cunoscut, că nu-i mai cunoaște acum, că sunt bărbos, sunt... Da. Nu-i mai știi. Dar era din Bocelor? Măi, nu știu de unde era, de ce să spun, dar mașina aia am mai văzut-o. Vine mai mereu. E o mașină de Vrancea, da, da, neagră. E, a intrat acolo cu mașina, eu m-am oprit și el a intrat frumos acolo și m-am dus și am vorbit și am spus, băi, e frumos, e un parc, dar pentru copii, ce cauți blocat poarta aia? Eu nu mai ieșea de acolo, eu blocam poarta, știi? Cu ce să o blochezi? Pun o mașină acolo, la, uite, pun mașina acolo, trebuie să duc copiii, bun. De ce n-ai lăsat-o la intrare și să duci copiii să dea, să se joace acolo? Poate vrea să urce pe scenă și să fac mașină. Dar de ce nu mergeți cu mașina și la WC-ul, bă? Mergeți, bă, cu mașina și la WC-ul, că e mai bine. Nu, eu blocam mașina, mă duceam la market, las mașina acolo. Băi, nu te-am văzut că ești din parc. Și veneam a doua zi să o iau. Pe unde ești tu de acolo, cu copii, cu tot, ca să văd și eu? Nu-i mai cunoști, bărboși, sunt mustăcioși, s-au maturizat, s-au schimbat la fizic și nu-i mai știi. Unde sunt camerele de supraveghere? Asta e singura soluție, la tot. Alea dacă ar putea fi undeva suspendate în aer. Drone. Să nu le dea o bani și poate. Cum să le strângi nume? Dacă poți să iau trei la mine la stânt, m-am luat. Acum au luat o tonă și jumătate, că atât e mașina plină, a fost mașina plină și n-a mai putut să pună o tonă jumătate de reciclabil. Ceea ce la noi este extra, adică foarte mult. Niciodată nu s-a ridicat cantitatea asta, plus că au mai rămas 12 pubele pline. Deci s-a adunat gunoi reciclabil foarte, foarte mult. Și e un lucru bun ăsta, mă bucur. Da, e un lucru foarte bun, că ne ajută la creșterea cantității de... Și
Am discutat cu domnul Dragomir să găsească o modalitate să ne trimită mașina, să ia și restul de... Cam, am verificat absolut toate platformele de comandă. Da. Acolo unde a fost luat, pubelele sunt goale, acolo unde nu s-a luat, pubelele sunt full. Da. Și avem 12 pubele, plus ce am curățat aici la deal noi, mai sunt aici vreo 4 pubele, deci 16 pubele. Deci o mașină plină cu reciclabil are o tonă jumătate. În condițiile în care o mașină lua Pâncești, Corbasca, Vorbești, da. 3 comuni, acum, 5 Tărești, 4 comuni. Numai de la noi a luat și... Au fost luni acasă. Nu au fost luni acasă. Au început oamenii să ducă la platformă, au început să ducă... Dar sunt și din cei care o fac în bătaie de joc. Domnul, fac în bătaie de joc. În toate satele, nu facem deosebire de... În toate satele să fac acest lucru. Își, pur și simplu spațiu. Noi am mai avut, mai avem trei oameni la... Așa, de fiecare dată l-am sortat. De sâmbătă asta n-am avut posibilitatea să sortăm și... A lăsat acolo sus la Bocioi. Este cu noi menajer. E cu noi menajer și n-au luat. Au plecat, domnul Ovici. Acum nu o să mai... Când vin iar până în mai... Lăsați că se compensează una cu alta. Da, știți și domnul ăsta care lucrează la parc a zis așa, domne, cu o să fac pe dracu în patru și o să-l face recepție la el. Zice, dar o să vin peste vreo lună jumătate, de două, numai așa să văd cum arată. Da, vă dați seama cum o să arată. Nu, până la vară, cred că la tâmpi. E răutatea asta, vrea să stice, să nu fie ceva frumos. Domnule, dar dacă e un lucru bun, ăsta e un lucru bun, nou, de ce, domnule, să mă apuc să-l desfac? De curiozitate, să le luat... Două dracu, nu de treabă, dar îl desfac și îl bag la loc, da? Au luat tălpicile alea de cauciuc de la aparatele astea de... Ce face cu ele, bă, frate? Le pune preș la intrare pe un loc. Pune pe dracu, că e o talpă de fapt. Ce face cu ele? Scrie el, 3-5 ani, 7-9 ani. Păi, ce face cu ea? Pune zici, ce face cu ea? Pur și simplu. Îl pune pe așa oare. Și aici, îți spun eu, numai băieții lui Ursar au luat ăla. Da, da, da. Jos la vina noi. Lăsați-mă că am luat eu un pernat de la ei. GDPR. Nu știu, acea trebuie acum să ne fie frică să mai spunem cine strică, nu? Sincer, nu mi-a fost frică chiar. Referitor la adresa asta de la poliție, păi normal că polițistul dacă te duci și reclam pe Dura că a făcut acolo, s-a dus și a zis, băi, Dura, vezi că blănarul este ăla care te-a reclamat. Da. Așa, asta e metoda poliției din ziua de azi. Polițistul are nevoie de marturi. Păi, cel care nu i-a spus și domnului primar, vii să dai declarație că l-ai văzut pe nu știu care în parc. Sau dă-i dumneata amendă că ai dreptul ăsta să-i dai amendă. Da. Ei corect. Nu mai au atribuții în legătură cu asta. Noi mai avem o adresă de răspuns de la poliție, asta este a doua. Dar n-au scris în adresa aia face... și câte nerezolvate sunt numai sesizate de conducerea primăriei. Păi, dacă venea cineva, îl întreba, poate știți despre ce vorbim. Da, așa n-am primit un răspuns de la adresele pe care... Haideți să întrebăm adresa. Și atunci? Ce vorbim? Colegul Lăgătuș a spus că... și-a avut o afirmație și a spus că au plecat. Oamenii au scăpat, adică... A mai primit, eu știu... Îndemnul ăsta. Lăsați că scăpați, noi nu mai vrem. Da, da, da. Întrebare. N-ați vrea să știți câți au venit să plătească salubritatea din cei care au fost și au plecat? Niciunul. Știu. Și lăsat oamenii. Niciunul. Niciun. Dar știți de ce? Și mai ales și cu apă. A zis că n-au venit să-i încase de nimic. Așa. Da. Spun și eu, ce v-am zis de la care. Dar primim reproșuri că sunt unii care deja se erudiți politic, știu și administrații, știu și politică, știu tot ce e filozofie, tot ce e cauța aia sunt complete oamenii. Și ne fac reproșuri că încă nu putem plăti, domnule, online
Și suntem foarte afectați de acest lucru. Dacă nici la 3 metri de primărie, zic eu, bă, nu era normal să vii să ne mai vezi? Vii numai când ai nevoie, n-ai buletin, vii să zic, știți, n-am toți banii acum, îi condiționăm, chiar dacă nu e legal, acum se registrează și o să ne tragă de păcine. Care a scapit de lumina, în momentul în care vine să cere, trimite-o online. Da, o cerere online. Așa este, da. Păi nu? Plata vrei online, dar... La ora asta să-mi cer lucrul ăsta e absolut jenant. Ai fost la primărie și eu te-am văzut. Și știi că ai datorii și n-ai venit să plătești. Și știu că ai rupt un rol în trei ca să treci mașinile la mamă ta, apa la bunicul tău și datorii pe casă la tatăl tău. Deci avem dintr-un rol 3 și o să intru pe venitul să văd cum rezolvăm treaba asta, să dispară prostiile astea și stau eu lângă ei ca să văd fiecare rol în parte, că nu se mai poate așa ceva. Eu când mă duc la el, dar nu are decât apa lui bunicul să băi, bunic s-a murit, ia să-i tai apa ca să vină să-și facă abonament, să poți să-l trag de șiretă. Da? Bună treaba este că unii care nu plătesc au apă și cei care vor să plătească n-au apă, știi, din comuna corpoasă. Da? Unii sunt norocoși care nu plătesc și alții care vor să plătească n-au. Atunci o să găsim soluții să venim de hal și prostului obicei de a face reclamații și de a țipa pe stradă că ești, eu știu, marele salvator din cer care vine să aducă soluții. Că nu avem posibilitatea să plătim în rate. Cum nu am o posibilitatea să impozitul poți plăti pe trimestre? Există posibilitatea să plătești. A, tu ai datorii și îți trebuie certificat fiscal și vrei să ți-l dea pe zero, nu se poate. Dar Consiliul Local a aprobat și cred că toată lumea ține minte o hotărâre prin care cei care puteau plăti în integralitate suma datorată scăpau de majorări la un moment dat. Da, de acord, că noi am aprobat hotărârea aici. Nu interesează pe nimeni, dar suntem... Suntem blasemiați, că noi n-am făcut niciodată treaba asta. Băi, omule, dar aveți un site al primăriei Corbasca pe care puteți să intrați, să... nu vă uitați numai la poze. Aveți acolo hotărârea de Consiliul Local, aveți filmările astea care se fac și sunt publice, acum puteți să le vedeți. Intrați oamenilor și informați-vă, nu mai veniți și dați că prin târg se vorbește și zici că e boiara lui Iocan în târg la Răcăciun, toată lumea își dă cu părerea despre toată lumea acolo. Să judecă primarul la Pâncești, primarul la Corbasca, toți primarii să băgați în cea unul cu... Ce să facă la târg? Pe altceva ce să facă? Când vine țața Ileana să iau pe decizme, el stă și vorbește. Uite, bă, dar noi, când am fost, noi acolo le ajuta, aici au la Corbasca. Păi și la Corbasca s-au ajutat, dar dacă tu nu vezi, tu vezi numai ce nu trebuie să vezi. Vezi prostii care ți le imaginezi tu că... Da. Am zis să nu dăm curs, dar vedeți că sunt lucruri pe care noi le facem și muncim ca să le facem și ei nu sunt interesați de niciun fel. Punct. Deci nu interesează. Ei știu să reproșeze. Și atât. Am zis că, domnule, poate dă Dumnezeu să devenim și noi normali într-un sfârșit, într-un final. Că ajunge nebunii, măi, frate. Dar când acolo stai să vezi că apar azi nebuni? Adică să schimb unii care să liniștesc și vin unii noi care sunt mai nebuni ca primii. Și atunci am unii dracu, zici, băi, băi, mai merită să mai faci. Câte saturi, câteodată zici, bă, dar nu cumva sănătatea mea e mai scumpă decât nebunia asta? Serios vorbesc, acum spui întrebarea îndreptățit fiind. Păi dacă mă duc, dacă mă duceam și aveam analizele acum în față de acum 7 ani, sunt convins că erau altele decât astăzi la mine, cel puțin la mine. Păi n-ai cum să nu te consumi, să nu te ia naiba fiecare seară, stai în loc să dormi, trebuie să mă gândesc la ce am făcut, ce am de făcut, cum, ce fac cu aia, de ce nu... Că nu poți, nu-ți ia somnul, n-ai cum. Puneți-vă... Da. Și stai și te gândești, băi, merită? Nu știu dacă merită. Nu știu, eu sunt judecat de toate, băi, fraților, nu mi-am luat mașină, nu mi-am, nici nu mi-am văruit casa, adică sunt primar măcar, băi, băi, n-am luat mobilă, n-am luat nimic, ce dracu a făcut, bă, fraților, că îmi fac și eu reproșuri deodată, băi, ce am făcut eu de când sunt primar acasă? N-am făcut nimic. Nu am 3 porci, am numai unul, că n-am timp să le dau de mâncare. N-am făcut porumb anul trecut și nu am ce să le dau de mâncare. Zic, nu mai crezi decât unul, că n-am... Na, să par și eu gospodar ca un porc. De, de prășit la vie, n-am prășit că n-am avut timp. Nu mai găsesc nici oameni. Păi, ce bune dracu să o iei, măi, frate? N-am, stai la primărie toată ziua. Mă sună de vă, hai să mâncăm, n-am timp. Dar vii acasă, vin. Vezi că la 4 acasă, ajung la 7. Că mai vin și acasă. Da. Păi da.
Oamenii de aceștia au luat și au plătit apa, au ceva. Păi, au venit și la mine la seară și spuneau că nu ia apă. Da, bun. Nu ia apă, bun, nu ia apă. Zice, domnule, zic, eu nu vreau să fac rău, știți, dar noi suntem în comunitate europeană și... Era și o fată, nevasta, aprobat, soția, și aia zice, domnule, eu de două săptămâni nu m-am spălat pe cap. Zic, foarte rău că nu v-am spălat de două săptămâni pe cap. Eu zic, dacă n-am apă, pun într-o oală și mă încălzesc și mă spăl într-o lighean. Deci dumneata de două săptămâni nu te-ai spălat? A uitat domnul Biciu. Dacă mergeți pe... Dacă mergeți pe scări acum să un miros de parfum, de, deci de aseară până dimineața era miros de parfum. Păi mă, tu mirosul îl ascunzi sub parfum? Domn, Doamne, iartă-mă, adică tu de două săptămâni nu te-ai spălat? Dar ce vă convenea să miroase a pârci? Mai bine cu parfum. Păi, probabil, mă, facem o glumă acum. Ăla măcar e natural. Și nu costă nimic, e gratis. E gratis, da? Înseamnă că începem să crească în capri. Da. Și domne, nu vreau să fac rău, dar domne, suntem și noi în comunitatea europeană. Da, domne, așa este. Zic, dar v-ați întrebat vreodată cum am preluat noi sistemul de ăsta de apă? Păi ce, domne, bă, trebuie să faceți, să schimbați conductele toate? Zic, da, domne, așa am început să facem, nu trebuie să ne spui, Mata, dar când nu ai toți banii unde trebuie, Mata, faci ceva acasă? Păi nu, păi așa și noi, faci cât te ține buzunarul, când nu te ține, nu mai poți să fii. Tu nu plătești apa, ala nu plătești. Pentru că nimeni, că eu am întrebat, domne, dar apa ați plătit-o? Păi ce să plătim dacă nu avem apă? Păi cât ai consumat, am înțeles. Cât ai consumat, plătești. Dacă sistemul nu e bun. Trebuie modificat un sistem. Da, probabil o fi intrat cineva și a umblat la sistem. Dar ce, domne, zice, nu este securizat? Da. Dar ce nu este securizat? Puneți camere de luat vedere. Da, domne, punem că avem... Până ne dă avizul eu, nu mai durează 5 luni. Domnul primar, dacă îmi permiteți, da, vis-a-vis de cuvântul domnului Pușcașu, da, vin cu o propunere. La punctul 5, punctul 6, pe acordarea de sprijin financiar, poate fi cumulat în ancheta socială. Și cuantumul o să fie de 5.000 și 5.000, să duce la 10.000 cele două puncte, în așa fel încât intervenția chirurgicală cu operații, cu ce-a făcut achiziționar de servicii medicale, 5.000, da, înțeles, folosește iar tratamentele lunare, medicamente, investigații medicale, e de aceeași lucru. Și atunci, în anchet, de asta folosește este importantă ancheta socială. Criterii, da. Se anexează documente și spune, se încadrează la punctul 5 și 6 din regulament și îl propun domnului ordonator de credit alocarea sumei de 10.000. E posibil să avem pe parcurs doar unul din cele două criterii. Ele mai scad din punct de vedere financiar, adică în loc să dau 10.000 grămadă, da, dau 5.000 și 5.000 pentru cel de-al doilea punct, în condițiile în care face și un tratament medical. Înțelegeți? Ca să mai acoperi... Intervenția domnului Pușcaș, vreau să vă spun că noi n-am venit în Consiliul Local cu propunerea de acordarea de acestui ajutor fără să identificăm resursa bugetară împreună cu doamna contabilă la compartiment. Adică am căutat întâi banii. După aia am venit să propunem lucrul ăsta, pentru că e ușor să propui fără să vezi ce ai. Că dacă nu știi ce ai, problema să e ușor să ceri. Dacă vom pune pe internet proiectul hotărârea, vor studia oamenii și vor apărea cazuri care vor trebui să fie susținute. Pentru că avem hotărâri luate și trebuie să o... Noi ne rugăm să nu fie cazurile astea, dar să prezinte și documente de medicale care să steau în față. Nu poți să dai banul că îți spune omul, face anchetă și îl găsești că e bolnav. Că tu ca nespecialist, că nu avem specialist la... Nu, în cazul de aia, social, sunt niște documente. Nu poți să spui că el e bolnav. Acoperă cererea. Deci aici nu e cazul. Dar unde va fi depus o cerere fără justificare,
Sigur, vom folosi filmul care trebuie, normal. Este o sumă, oricum, care suportă bugetul și trebuie. Sigur că de asta să vină în sprijinul cetățeanului, nu să... Întrege suma. Iar în anchetă să face precizarea asta. O să vorbești cu tăbătarul și cu doamna contabilă, să ține cont de regulament. Hotărârea stabilește și prin regulament se alocă sumele și atunci... Că unii înțeleg că fiecare familie care are un mort în casă, acum gata, vine la primărie să primească ajutor. Dar ce are pensii și are astea? Așa dai bugetul tot, îl dai la ajutoare ocazional. Asta prima și asta a doua, știți? Dar așa, trei faci, întâi se analiză pe care îi faci intervenție. Nu se Nu mai sunt discuții, vă rog. E bine. Da, eu aș avea o mică problemă. Sper să nu fie la care vă gândesc eu. Cu Călin. Am înțeles că există o inițiativă, totuși, din partea... Păi există o inițiativă, dar la ultima... Deci, la ultimul deces, așa, unde s-a ținut la căminul, s-a ținut penultima, să spunem, da? Așa, pomana la cămin. Părintele a deschis acest subiect, că vrea să facă la cămin o capelă. În centru comun? Da. În centru satului. Da, are biserica, domnule, biserica vechi, aia e capelă. Aia e capelă. Capelă la căminul statului. Are biserica vechi. Sperăm că se facă și cei învârși au fost de acord. Da, eu sunt de acord că cei întotdeauna vor fi. Poate și fac o surpriză preotului, adică eu fac fără să... Haideți să facem o ședință la Cerișoara, care să fim invitați și la care să fim invitați și noi. Și o să fim invitați și părintele. Și discutăm problemele așa cum trebuie discutate. Și din punct de vedere juridic, și din punct de vedere administrativ, și din punct de vedere... Eu știu că muzica uneori... Doamne, eu pun o întrebare. Și ar vrea acolo să fie... Doar puneți bocete și... Eu pun o întrebare. Părintele cu ce bani vrea să facă acolo? Banii oamenilor. A dumneavoastră. Care oameni? La primărie. Consiliul local, da? Și atunci, de ce aia să nu treacă la Consiliul local și Consiliul local să se ocupe de ea? Adică, dar nu de capelă. Păi nu de capelă, bineînțeles că nu de capelă. Zic noi, ne-am mai adunat serile așa, discutând cu cei care au venit și din afară, tineret, și care nu sunt de acord. Au zis, faceți ceva, să dăm semnătură fiecare, atunci vom vedea care și cum... Cine dorește, că o să fie doar cei în vârstă care să... Păi eu când am spus că trebuie făcute niște liste, un cap de listă, da, care să ne fie adresată pentru intenția dumneavoastră, da? Eu sunt de acord. Deci facem o listă, domnului consilier, luăm satul la cap la coadă. Exact. Uite, da? Noi ne-am gândit că este cel mai bine așa. Căminul ăsta să fie trecut în domeniul public al Comunei Corbasca, să fie administrat de Consiliul Local Corbasca. Consiliul Local sunteți noastră, reprezentanții cetățenilor, nu noi, cei din executiv. Noi o să fim peste 4 ani, poate, sau la anul să mai fim. Și atunci, Consiliul Local este cel care administrează și investește și modernizează și vi-l dă spre folosință, da? Să facă sală prasnical acolo și și o capelă în bucătărie, unde prinde, unde nu am ce faci capela, nu mai poți să faci și petrecere. Ce faci acolo? Ce faci cu morfurile? Se trebuie să vrei și morfurile. Atunci biserica veche pentru ce a fost renovată? Pentru o slujbă. Slujbe pe timp de iarnă, când e frică. Da. Nu, aia o transform în capelă și biserica nu. Mai bine facea drastică. Vis-a-vis de propunerea doamnei consilier, primar, aș fi cel mai bine să aveți dumneavoastră inițiativă. Corect. Ca și un viitor proiect de hotărâre. Aveți dreptul, conform codului administrativ, sunteți trei consilieri de acolo. Da. Bun. Dumneavoastră, împreună cu grupul de cetățeni, de băieți, de tineri, de familie,
o listă în spatele, spatele proiectului, care, să spun, sunt 50 de familii din Sfântișoara care doresc trecerea căminului de la la. Corect. După care, consultarea populației o facem printr-un... Vedeți dumneavoastră, când au făcut proiectul ăsta de hotărâre cu taxele pe regulament, am pus pe sticlă, pe e-mail, un anunț pentru luarea la cunoștință populației cu privire la ce măsuri se gândește Consiliul Local să ia în sprijinul persoanelor cu greutăți financiare. Tot așa, consultare publică. Tot așa, vom pune un anunț pentru consultare publică care va fi în timp, da, și acolo vom cere propuneri în afara celor deja venite, da, cu vederea asta, după care vom face o adunare publică acolo, cu care vor putea veni, și în final să luăm o trecere în domeniul public al clădirii și terenului, cu un extras de carte funciară, care poate fi reabilitat și dat în funcțiune cetățenilor din sat, așa cum ați gândit de mai demult, doamna Vrăceanu, de vreo câțiva zile. Ei, dar trecerea de la una la alta este văzută pe undeva sub două aspecte. Populația în vârstă are nevoie de altceva, tineretul are nevoie de altceva. Administrația locală trebuie să țină cont de amândouă prioritățile și să spună, în domeniul culturii și a religiei, am alocat, am făcut, am dat la biserică, la renovare, acolo să facă în continuare lucrări, unde în curtea aia poate fi făcută o capelă, iar din ce dăm voie și tineretului să aibă un punct de întâlnire, că și ei trebuie să trăiască. Și atunci să găsim un numitor comun, ca să nu se creadă că facem pe bisericuții, da, nu? Da. Mai avea un preot de ASEI școala de la Mărghila. Știți asta? Știți, nu? Mai avea un preot de ASEI școala de la Mărghila. Da. Acum se spune omul, școlile le avem în conservare. Ele sunt de regulă pe lângă biserici. Faptul că preoții ar putea folosi din spațiul care este de școală și îi dă o autoritate publică prin organizare, chiar și parastațele astea, sau alte activități. Nu mănâncă nimeni. Nu se întâmplă nimic din școală. Din contră, eu am văzut în curtea școlii la Marvila, așa, buruieni de 2 metri jumătate. Da. În spate. Bă, vreau să o iei toată. Să o iei toată. Ce face pe ea? Păi nu știu, păi asta e problema, că zis, doamne, dar are bani să o întrețină? Nu așa ar trebui văzut. Păi nu, da, nu zice nimeni. Toată, să o iei toată, dar ce face pe ea? Nu poate să o ia. Păi nu poate să o ia. Cum să... Să preiei biserica școala toată de la Mărvina, nu știu ce, dar ce să faci cu ea? Dar are bani, parohia Mărvina să întrețină școala. Ce facem? Ne apucăm să dăm școlile bisericilor acum. Așa mai da, și terie, oricum. Au ajuns cimitirul lângă școală, ce? Iar în fața magazinelor, cele din centru, mi-ar place să se pună, nu știu dacă ține de noi sau de poliție, limitatoare de viteză. E drum județean. Drum județean. Aici trebuie să facem, o adresă. Deci, da? Copii cu mare viteză, sunt foarte mulți copii în centru. Corect. Și mai ales îi traficul. O să facem, facem adresă și o rezolvăm și acum. Da, corect. Domnul Zăbeuț, am fost fără acceptul drumurilor județene, am văzut de o hurie, nu o zis nimeni nimic. Că la Prădaiești, da, de la Prădaiești înainte sunt limitatoare. Da, o să cerem acceptul, că noi am fost judecați pentru că am pus stații de autobuz fără avizul drumurilor județene și suntem și acum judecați. Cei de la Bruxelles care... Da, duc viața pe acolo, da, cunosc legislație. Și nu vor să stea în stație. Da, bun. Acolo asta este, inițiativa trebuie să vină de la dumneavoastră. Luați frăile de căpătăi și faceți un pic de efort. Sigur, sunteți o grămadă de familii tineri acolo care... Aveți dacă vreți, venim, greu de spus, spuneți la orice ori și noi ne adunăm cu toți și să avem nicio problemă, să vedeți și părintele. Se rezolvă la sfârșit, da, să vedeți, să-i prezi cu părintele. Da, anul viitor. Un proiect, dar numai până când obținem carte funciară, cât durează.
Face ce trebuie să, da, o să trebuiască la minister, la viză, lucruri de făcut, dar asta nu ne împiedică să facem și celelalte lucruri. Până nu avem un document între noi, între Consiliul Local și cetățenii satului, pentru că este o clădire obștească, da, și care numai prin dorința dumneavoastră poate trece de la la, eu zic că nu vom putea, vom avea... Dacă nimeni să-și pune ce ușă, clădirea aia nu există. Da, 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 da. Pe documente nu. Noi trebuie să o luăm, dar nu are documente, e autorizație construită, nu. Da, să construi nu. Încă o problemă la noi la Sterișoara. Gic Simeon al lui Maslen spune, da, că nu are pe strada lui, nu e stradă, nu e număr, da, nu am terminat de ce mai avem. Da, nu știe pe ce stradă merge. Eu nu, zicea, zicea că dacă vine un curier ceva, nu știe ce stradă se spune. Da, avem de finalizat procedura. Doamna Ecuatorul este public, îl găsiți pe ADCPI, public, este pe Google. Cine vrea să-l găsească, îl găsește. Este și oare la primărie, nomenclator în format electric, puteți să-l cereți așa. El pe răma de verințe de-astea de nomenclator stradar, la cine are nevoie. În teren recunoaștem că n-am reușit să terminăm nici până acum, pentru că băieții au avut atât de multă treabă, că n-am mai avut pe cine să mai trimitem. Și acolo trebuie să trimit neapărat unul din satul respectiv care cunoaște dispunerea locuinților în ordinea în care sunt în nomenclator. Și nu pot să merg oricine să pună numere și numere de străzi, chiar dacă are VPN. Corpaza ai făcută toată? Rogoaza și Fofaza ai făcută toată? La Vâlcele n-am terminat. La Vâlcele n-am terminat. Și la Vâlcele nu-i toată? Nu, nu, că ne-am oprit acolo, de la Nea Bumbu la deal, acolo s-au încurcat lucrurile. Stânga au apărut dreapta, strada 1 apare pe strada. De asta apare. Nici n-am dat la evidența persoanelor de Crăciun hotărârea. Da, nu sunt multe lucruri. O să chemăm pe domnul ăsta de la cadastru să ne ajute într-o zi și terminăm toate trei satele. Că sunt punctuale, două, trei lucruri în fiecare sat. Vedeți ce ai făcut? Da, am făcut. Era culmea, că-s prea multe pe asta. Am avut oportunitate să luăm ați făcut numele străzii, vor să schimbe. Ce? Să duc să schimbe. Să facă ce? Trebuie cu fugă acum, să mă uit că e numărul. Cine este acolo cu ăsta? Extraordinar. Da, schimbă de până altă de numire. Da. Zice, asta e grea. Pe Broia. O fie vreo două tone, zic, da, da. Unde? La Băgeri ce-am pus Alexandru Lupa. Da, Lupa și cu Costanin. E prea lungă, domnule, e prea lungă, n-ajunge pe buletin. A, n-am cap, da. Spune pe partea cealaltă. Da. Ei, păi ce lupașa? Altă. Da. Dacă mai sunt și alte probleme. Nu mai sunt. Altă întrebare. Da, supunem la vot. Totul e. Proiectele de hotărâre. Pe rând? Dați-mi vă rog, proiecte, vă rog. Pe rând și toate, da. Proiectul 88. Și ăla care l-a vizionat. E o propunere asta, nu e. Are, dar moșnește și sunt. Moșnește și tot, iau la da. Păi, este lumea să vină pomoară în centru. Da, tot, pomoară tot de acolo, cum să facă. Proiectul numărul 88. Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și asistență și sau reprezentanță juridică, cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotriva nimic. Proiectul numărul 89. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunii Corbasca, județul Opaca, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Corbasca, în speță domnii Ionel Cătuș și Bobo Milica. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 90. Privind aprobarea regulamentului de acordare ajutorului de urgență a familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate. Cine este pentru? Da, mulțumesc frumos. Cu modificările care s-au discutat, bineînțeles, aici în Consiliul Local. Proiect de hotărâre numărul 91, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunii Corbasca pentru anul 2023. Mulțumesc. Și prin proiectul numărul 92, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunii Corbasca în Comisia CEAC a Școlii Gimnaziale, în speță doamna Brâncenu Maria. Cine este pentru? Da. Mulțumim frumos. Mulțumim pentru participare. Mulțumim și noi.